Ah, foi um flor de cheiro de interzus. Așa. Sper să vadă. Bună ziua, dragi prieteni. Eu m-am pornit spre Rezina să văd cum se încarcă mașinile. Până atunci am vorbit cu oamenii din domeniu și mi-au spus că doar ieri au trecut 70-80 de mașini, 40 ceva pe la Rezina și vreo 30 pe la Dubăsari. Ca să înțelegeți cum funcționează sistemul, nu mai le-au dat autorizații temporare pe o lună de zile, că ăștia târâie câteva mii de tone pe zi. Ei într-o lună de zile au stârâi 100 de mii de tone și au de lucru să toarne tunuri și armament cât o să încapă. Am luat apelul meu, hai că până acum a fost Dodon la guvernare, tot am înțeles. Dodon era vinovat ca și Plahotniuc de scheme, de combinații. Ia spuneți-mi, cum poți să duci metal? Pentru Anta, întrebare, pentru Andrei Spânu, care e director la ministerul ăsta lui. Cum poți să duci metalul în halul ăsta? Clădit parcă duci pâine la... Nu există securitate în trafic, nu există ANTA. Important ca ANTA, când văd rutierile din Italia cu colete pentru moldoveni care vin sărașii de peste un dealuri în munți și țări, pentru aceia se găsește leac. Dar pentru ăștia care au câte 40 de tone de metal, pentru ăștia leac nu se găsește. Nu chiar vreau să înțeleg. Odată noi să avem vreo guvernare responsabilă care să aibă atitudine. Am înțeles că o oțelărie nu avem dreptul să avem în țara noastră. O oțelărie nu avem voie pentru că aici BMP-ul rezolvă. Dintre acestea vor fi turnate tunuri în războiul cu Ucraina, cu Moldova. Iată, uitați-vă. Așa trebuie să fie transportat. Noi ne apropiem pe traseul Chișinău, Orhei, spre Râbnița, Rezina. Eu chiar azi merg de urma lui cât am spot să vă arăt că el merge la Râbnița. Iată așa arată trădarea națională, a intereselor naționale. N-am avut, n-avem și n-am să avem probabil niciodată oameni care se țină la interesul național. Ia uitați, acela deasupra, acela dacă îi dă printr-o un hop mai mare, acela drept în cap la vreo mașină care e cu copii. Iată, ăștia sunt copii, majoritatea sunt mașini mici, copii. Cum poți permite? Ia întrebați-a pe Andrei Spânu. Așa e normal să transporti metal? Nu mai vorbesc de trădarea națională, că asta la noi e sport național. Cineva a luat mită enormă pentru ca uzina metalurgică să lucreze mai departe. Dar în halul ăsta să transporti metal, așa e corect, domnul Spânu? Ia uitați-vă. Anta ta, în afară de strâns bani de la șoferii din Italia care vin, din Franța, din Germania, ANTA, în afară de cei care să-i penalizeze că au luat doi călători nu știu de unde și îi duc nu știu până unde. ANTA poate spune să facă regulă în transportul ăsta, iată. Eu pe cine trebuie să sun acum pe traseu ca mașina asta să fie verificată? La cine să sun? La care 112? La care ANTA? Că dacă era cu colete din Italia, precis că stătea pe unul pe marginea drumului, de amuși, stătea cu mâna întinsă după 50 de euro. Sau să bagi prin colete să vadă dacă sunt legale. Azi mergem pe traseu să vedem până unde să meargă. Încă o dată ne convingem că s-a schimbat, că nu s-a schimbat guvernarea. Băieții șmecheri continui să lucreze, să facă bani, fără nicio emoție. Asta noi proștii care am strigat, vrem schimbări, care am luat ușigane pe pod la Rezina, care am luat cu gaz lacrimogen în ochi la Glodeni, de la șeful energiei de la Glodeni. Ăștia care ne judicăm cu dosarele ușor, i-a dat să vă arăt undeva. I-a dat scrisorile care ne-au venit azi. Eu vreau să vă arăt. Ia uitați-vă scrisorile. Numai azi câte scrisori au venit. Șor. Și încă mai sunt încă vreo 3. Șor. Într-un dosar am câștigat cu Șor. Dar într-un dosar curtea judecătoriei de la Ungheni m-a întors înapoi la
la poliție ca poliția să investigheze dacă eu am calomniat Cârnatu sau nu. Pentru ce ori decide în țara asta tot? Acum eu am să vă vorbesc despre cei care anii ăștia au dus-o extrem de bine în țara noastră și pe care nu i-au atins absolut nimeni niciodată. Eu am să merg numai pe traseu până la acolo unde duci traseul, la Râbnița, ca să vă convingeți că nu se duce la Iedineț. Iată și Orheiu, lui Șor și Orhei. Dar merg intenționat să vedem cât o să repede populația asta, trădările astea noastre. Noi nu putem să dăm armament, noi nu putem să dăm migurile Ucrainei pentru că noi suntem neutri, pentru că noi nu ne implicăm în război. Dar noi putem să dăm metal și să facilităm exportul de metal și importul de metal ca să toarne tunuri pentru război. Asta putem. Ca să finanțăm regimul terorist de la Tiraspol, noi putem. Lumea se salută din mers. Eu vreau să vă spun, după informațiile de astăzi, mașinile pe care erau pline cu metal de contrabandă, și asta o spune Vama oficial, după ce au făcut expertiză la Ciugun, ei au făcut apel către doamna președinte, a pregătit și un demers lung, mare, am să-l public probabil în video-ul ăsta. M-au sunat oameni competenți, mașinile pe data 3-4 mai au ieșit din Republica Moldova, prin Vama Sculeni, au perfectat actele în România, deja erau perfectate, și au venit înapoi la Rezina, la Râbnița, metalul de contrabandă. Dacă era dosar penal pornit pe contrabandă, pe mașinile care au venit ilegal, cu metal ilegal, și asta schemă lucrează de ani de zile, făcând evaziune fiscală și contrabandă în proporții deosebit de mari. Și prima dată în istorie am reușit să oprim aceste mașini pline cu ciugun, cu metal. Și ce credeți că s-a întâmplat? Un băiat șmecher de la Vama Centru, un băiat șmecher care toată viața a fost șef, artist, a ajutat agentul economic să scoată marfa. Vedeți ipocrizia pe care o manifestă guvernarea. Dacă era un om care o încălcare de circulație, era luat sus de acasă. Dacă era un om simplu, era gătuit, închis la pușcărie până acum. Dar dacă s-o luat și s-o furat 15 mașini cu metal, nu a reacționat nimeni. Dragi prieteni, eu astăzi, după ce am vorbit la președinție, am fost preîntâmpinat de unul din cunoscuții mei. Dacă serviciile speciale, SISO, are interes, le pot da numele, le pot da adresa unde a fost astăzi. Am fost preîntâmpinat că voi avea probleme, că prea mult îmi bag nasul în problema cu MMZ-ul. Eu vorbesc de numele partidului, eu sunt lider politic. Asta e lupta noastră pentru siguranța și pentru viitorul nostru. Pe mine nu mă interesează metalul ca persoană fizică, pe mine nu mă interesează că eu nu am activitate și business în domeniul ăsta. Eu am tras alarma publică despre combinații din domeniul securității naționale. Eu a câta oare sunt preîntâmpinat? Eu doar vreau să-i întreb ești de la guvernare, care habar n-au și nu mi trăiesc. Ce o să fac cu mine? O să mă închidă iarăși? Sau au pregătite alți scenarii? Am văzut că ei n-au nicio emoție să intimideze jurnaliștii. Pe Cozer l-ați intimidat că dacă nu închide gura o să aibă probleme. Eu de voi nu mă tem. Și fac apel către serviciile speciale. Dacă vor să ne se intereseze de mafia asta care pune presiune pe toți cei care vorbesc, eu când mă întorc înapoi la Chișinău sunt gata să mă întâlnesc cu ei și să vorbim despre prostiile lor. Iată așa arată impotența, incompetența, trădarea, lașitatea guvernărilor de toate culorile care le-am avut până acum. Nu v-am preîntâmpinat. Asta e la cum se duce. Aici e traseul care duce spre Bălț, traseul de la Orhei. Dar ăsta traseul duce la Rezina, Joldănești, Râbnița. Băiatul se duce mai departe. Băiatul se duce mai departe cu metal încărcat. Și vă garantez că nimeni nu o să-l atingă, nici pe el, nici pe cei care stau în spate, nici pe Andronache, nici pe
Arcadii, Vicol, Nespi și ceilalți care au trăit extrem de bine anii ăștia cu Plahotniuc, cu Dodon, acum trăiesc bine și cu oamenii buni. Dacă lumea să nu se intereseze, trebuie să ne arăți fierbercuri la televizor. Acum vine 9 mai, vine Dodoniel, iarăși difilări și moldovenii înghit toate prostiile astea, dar cineva face și bani pe spatele moldovenilor, pe sărăcia moldovenilor. Și iarăși vom finanța regimul separatist, iar cumpărăm energie electrică, spânul să faci că plouă, pe el nu-l interesează combinațiile, licitațiile trucate. Aici banii vin, offshore-ul lucrează, așa e, Andrei Spânul? Offshore-ul lucrează, pe offshore nu verifică nimic cât ai primit, dar vine momentul când CNA-ul, SIS-ul și alții vor bate și la ușa lui Spân și la ușa altor miniștri care astăzi consideră tare importanți pentru că ei sunt oameni buni. Vă spun că nu sunt oameni buni, sunt niște corupți. Sănătate. Ne vedem la următoarea transmisiune direct.